Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Neconvențional. În această emisiune vom avea ca invitați pe domnul Adrian Popuța, antrenor la Clubul Sportiv Municipal Zalău, secția de box. Bine ați revenit, domnule Adrian Popuța! Bine v-am găsit, mulțumim frumos de invitație! Și două dintre elevele sale, pe care le salutăm cu drag, Diana Tănăsescu. Bine ai revenit, Diana! Bună ziua! Și Margareta Hidigan. Bine ai revenit! Bine v-am găsit! Cele două, Diana Tănăsescu și Margareta Hidigan, sunt practic fetele de aur ale Sălajului, proaspăt întoarse de la Campionatul Național de Box, campionat la care au strălucit la propriu. Pentru început, aș dori să ne spuneți, domnule Adrian Popuța, câte sportive au participat la acest campionat național de box și care au fost obiectivele fixate pentru acestea? Am participat cu 12 sportive, 218 participante de la 60 de cluburi din țară. Bineînțeles, atunci când am fost amuz două săptămâni, când am scos să vin cu ele, că sunt campioane, mâine încă o să trebuiască să mai punem câteva scaune aici. Obiectiv era stabilit 8 medalii, am reușit din 12 fete să luăm 11 medalii, să ajungem cu 3 în finală, cum ne-am dorit, dar așa credeam că voi înghesui câteva scaune, mai avem câteva care promit. Nu-i niciun fel de problemă, este timp, domnul antrenor, și sperăm, pentru că iată, fetele acestea totuși au reușit să strălucească la propriu. Anul viitor pune mai multe scaune aici, nu am avea ce face. Am participat cu 2 cadete, 7 juniore, un tineret și 2 seniore. Obiectivul stabilit înainte să plecăm a fost de 8 medalii. Am stat așa mai la sânge, mai la ăsta, că le știam valoarea, cu 3 finaliste. Am reușit 11 medalii. La nivel de cadeți, la categoria 44 de kilograme, aici avem toate începătoare. Am participat cu Fărcaș Raluca, unde am obținut medalia de bronz. Am mai participat cu Saboa Andrada din Șimleu Silvaniei, o sportivă care promite, chiar dacă am luat doar locul 5 anul ăsta cu ea. O mai avut înainte, o mai făcut deplasarea cu noi la Aleș, o făcut cu noi deplasarea la Sibiu și am văzut că are potențial. Deci sperăm să urcăm anii viitor. La nivel de juniori, chiar dacă vreau să despart, adică să fac 48-50 cu două fete, până la urmă am ales să merg cu amândouă pe 50, Teglaș Maria și Cosma Dasiana, care au avut victorii înainte de limită, dar am rămas cu bronzul, cu amândouă. În box nu există finala mică, n-ai avea ce să faci după o înfrângere să mai boxezi iar a doua zi. Și atunci pe medalia de bronz îți două. Și bineînțeles, 54 de kilograme, avem aici un tricolor, Hidigan Margareta, 3 victorii, primele două înainte de limită, finala detașat la puncte. La 57 de kilograme juniorii, Sadmari Maria, 2 victorii, o victorie înainte limită și o victorie la puncte, în care în semifinală au bătut capul de serie principal, o sportivă de la Ploiești. Și finala, mă așteptam să câștigăm, dar undeva n-am tratat bine, o știut adversarea cum să vină să ne taie partea tehnică și am fost obligat să ne mulțumim cu medalia de argint. Bineînțeles, are și ea locul ei aici lângă noi anul viitor cu tricoul de campioană. La 60 de kilograme, Ardeleana Andreea, medalie de bronz, o sportivă care face naveta, acum a început școala în Zalău și stă aici, sportivă muncitoare, sportivă care, la fel, primul meci l-a câștigat în 30 de secunde, o minut maxim, dar nu, semifinal am avut cu Sebreandra, celălalt, vicecampioană europeană anul ăsta, deci nu ne-am putut întinde mai departe. La 66 de kilograme, juniore, alt tricou galben de campioană, Diana Tănăsescu, 2 victorii înainte de limită și o finală detașată la puncte.
o finală care aveam presiune un pic pe ea, îmi doream mai mult, îmi doream așa să ne demonstrăm o sportivă puternică, dar am câștigat destul de detașat. 70 de kilograme la Catușana Maria, la junioare, medalie de bronz. La nivel de tineret am avut o singură reprezentantă, Doblete Rafaela, unde am obținut medalia de bronz cu ea la 66 de kilograme. Inițial am înscris-o la 63, dar am cam avut probleme cu categoria și pe final, să n-o slăbesc, am făcut alegerea să mergem la 66. S-a demonstrat, a fost o alegere bună, dar ne-am fi dorit mai mult în condiție care Dovletei medaliată ultimii 2 ani tot cu bronz. Ne-am fi dorit să ajungem și într-o finală cu ea, să vedem cum se comportă. La nivel de senioare am avut două reprezentante, Varga Andreea, asta e participanta an de an din 2017. Anul trecut a fost vicecampioană, anul ăsta ne-a mulțumit cu bronzul. În semifinală ne-am întâlnit cu Steluța Duță, cred că era Steluța Duță la 19 sau 20 participare. 20. A 20. Și în Tățaniu e și campioană, nu? Da. Da. Acum ne-am mulțumit medalia de bronz, așa ne-au fost sorții. Dacă eram pe cea parte în semifinală, era mult, mult mai accesibil pentru noi și puteam ajunge mai departe. Cea mai grea dintre senioare, 75 de kilograme, Oșane Lida, obținut medalia de bronz. O pierdut în semifinală cu cea care a ieșit campioana categoriei, Iorgulescu de la Buzău. A fost și ea în finală la juniori. Ne-am fi dorit mai mult, dar deocamdată seniorii, ele sunt primul an de seniori, să vedem în alte ani viitor cu mai multe meciuri și cum o să reușim. Per total, per ansamblu, îți mulțumit, chiar foarte mulțumit de rezultate. Așa și trebuie, domnule antrenor, pentru că până la urmă este sport și fiecare dintre sportivii prezenți în campionat luptă pentru a arăta că lungile perioade de antrenament n-au fost inutile. Așa e în sport. Poți să ai o zi mai bună sau o zi mai puțin bună, chiar dacă ești foarte bine pregătit, pot să intervină anumite cauze care să nu îți permită să dai chiar tot ce ai tu mai bun în momentul respectiv. Dar una peste alta, iată că v-ați prezentat onorabil, mai mult decât onorabil, la toate categoriile din concurs și Clubul Sportiv Municipal Zalău poate să se mândrească cu secția de box. Haideți să vedem acum ce spun campioanele noastre despre această competiție. Și am să încep cu tine, Diana. Așa cum știți deja, Diana Tănăsescu a cucerit medalia de aur la juniori, categoria 66 de kilograme. Spune-ne puțin cum te simți după ce 3 ani la rând, în 2019, 2020 și 2021, iată, ai câștigat medalia de aur la campionatul național de box. Ce ne spui, Diana? Mă simt foarte bine și am demonstrat că nimeni nu poate să mă bată la categoria mea din țară. Excepțional! Este un tonus care dă speranțe la mai mult, adică și la competiții internaționale, pentru că atâta timp cât nimeni nu te poate bate în țară, pasul următor sunt competițiile internaționale. Dar spune-ne, te rog, despre această competiție. Cum a fost? Ce ne poți spune? Cum le-ai bătut? Care au fost timpii? Ce s-a întâmplat pe acolo? A fost o competiție foarte frumoasă. În primul meci am boxat cu Butuc Mariana de la Teleorman. Am bătut-o în prima repriză, în primele 30 de secunde. În semifinală... Așa scurt? Ce s-a întâmplat cu ea, 30 de secunde? I-am dat două stângi și a început să numere. Și după aia i-am mai dat câteva stângi și a aruncat antrenorul ei prosopul. A, deci scurt. 30 de secunde înseamnă foarte puțin. Vă spuneam în emisiunea trecută că mi-a tăvălit câțiva băieți în sală. Deci are stângă puternică. Da. În semifinală am boxat cu Pitești, parcă, cu Iorgulescu. Da, de la Pitești. Sportiva clubului din Pitești. Da.
Pe atât așa am bătut-o în prima repriză, în primele 30 de secunde. Prima lovitură o trimis-o la podea și a fost numărătoare. Da. Prima e lovitură de stânga, s-o și dus, o numărat-o, mai continuat un pic, dar după care a oprit-o medicul pentru sângerare. Da. Iar în final am boxat cu Popescu Miruna de la Rapid și am bătut-o detașat la puncte. S-a mai întâlnit cu Popescu Miruna în 2019, în finala de cadeți, când a obținut primul ei titlu național. Deci a fost un meci mult, mult mai greu, având în vedere că și atunci era primul an de cadeți, acum e primul an de juniori. Și acum e diferența mult mai mare, se vede că a muncit mult mai mult ca șef, se vede experiența față, a câștigat toate trei reprize detașat. Ne-am mai întâlnit cu Popescu la o selecție pentru lotul național la Sătic, la Rucăr, anul ăsta, înainte de europene, dar acum, incontestabil, nu poate fi decât Diana e campioana României. Așa cum spuneam și într-o ediție anterioară, aceste medalii au în spate foarte multă muncă și foarte multe sacrificii, iar atunci când le obții, cred că sentimentul este unul superb. Să vedem acum Camelia Margareta Hidigan, cealaltă fată de aur a sălajului, care a câștigat de asemenea de trei ori locul întâi la campionatul național din 2018, 2020 și 2021, cu o mică pauză în 2019 când s-a clasat pe locul 2, parcă argint, așa-i? Sau bronz, ce a fost în loc? Bronz pe locul 3. Dar oricum are trei medalii de aur obținute până acum. Spune-ne, te rog, cum te-ai simțit pe podium? Este grea medalia de aur? Nu la propriu greutatea ei, mă refer la drumul parcurs până la cucerirea acesteia. Pe podium m-am simțit foarte bine și mândră de mine că am dus toate trei meciurile. Chiar dacă am avut emoții și a fost un pic de stres. Medalia nu a fost atât de grea, dar parcursul ei a fost. Chiar dacă în final am câștigat la puncte, dorința a fost să câștig tot înainte de limită, dar nu s-a putut și mă simt foarte mândră de medalie și de mine. Este și firesc să te simți mândră, pentru că chiar ai de ce să te simți mândră. Dar spune-ne, cum a fost pentru tine competiția? Competiția a fost ok, a fost foarte ok. Dar, na, finala, acolo sunt un pic dezamăgită. Nu-i dezamăgită. N-ai de ce să fii dezamăgită de finală. Povestește-ne toate despre toate cele trei meciuri, să știm și în noi. În primul meci am boxat cu Cosma Livia de la Godac Gheorgheni. Am bătut-o în 30 de secunde. O numărat-o și tu ești tot cu stânga? Am mers stângă și după am dat dreapta și o numărat-o. După a venit antrenorul ei și a aruncat prosopul. În al doilea meci am boxat cu Calo Madalina de la Cluj. Am intrat cu o serie și o aruncat prosopul. În final am boxat cu Stirceanu Marinela, în fine, de la Giurgiu. Am câștigat la puncte. Și de ce spui că nu ești așa de mulțumită de finale? Vroiai și acolo tot sub un minut, repede, repede, adică... Da. E totuși finala! Am mai boxat cu ea la Sibiu, am știut cum boxează, dar puteam să duc până la capăt dorința asta de să câștigă înainte de limită. Noi te felicităm oricum, pentru că rezultatul este unul excepțional și medalia de aur este totuși medalie de aur, chiar dacă a fost mai muncită, să spun așa, finala aceasta și ție nu ți-a adus sentimentul acela profund de mulțumire. Însă iată că aceste tricouri galbene, precum medaliile, sunteți îmbrăcate cu ele acum. Cred că asta contează până la urmă. Da, asta contează cel mai mult. Spuneți-ne, vă rog, domnule antrenor Adrian Popuțea, tot spuneau fetele că antrenorul celorlalte a aruncat prosopul. Vi s-a întâmplat să aruncați prosopul? Da, am renunțat și eu la două fete în semifinală. Dorim să ne protejăm anumiți copii care îi considerăm de perspectivă. Cred inutil într-un meci în care nu știi că nu ai șansă. De exemplu, cum a fost Varga Andreea, am oprit-o. De ce să-și ai niște bumi sau ceva degeaba? Dar, bineînțeles, îți pui niște obiectiv ce are de făcut și trebuie să te asculte. Dacă vezi că nu merge, oprești supărat. Dacă vezi că a ascultat, oprești bucuros, că știi că poți să clădești pe ea.
Și totuși oprești, ceea ce este extrem de important pentru siguranța sportivelor, pentru psihicul lor, dar evident și pentru antrenorul care depune o muncă enormă pentru a le aduce acolo. Bineînțeles, obiectivele nu sunt neapărat acum. Ele au obiectiv pe termen lung, de înaltă performanță, alții au obiectiv pe termen scurt, alții au obiective naționale și atunci pentru cele care nu... un obiectiv care pe termen lung nu vrei să o strici acum, să știi că nu-l mai îndeplinești, că îți fete și din punct de vedere psihic. Margareta e un pic nemulțumită că ne-am trasat noi niște obiective să batem tot în România înainte de limită, dar eu n-am fost deloc supărat, sunt foarte mulțumit. Comparativ cu finala de la Cupa României de la Sibiu, a fost o finală, acum o câștigam mult mai detașat ca și atunci. Ar a fost o chestie a mea de motivare, așa, să încerc, de încredere, ca să știe, și atunci e așa că ar vrea, bineînțeles, tot ne dorim să rupem tot în România și internațional. Dar sper să am foarte mulțumit de tot. Nu se pare, ci este clar că ați rupt tot în România, așa că medaliile au venit împreună cu dumneavoastră și cu cele două sportive de aur la Zalău. Domnule Adrian Popuțea, raportat la numărul de medalii obținute, cum vedeți rezultatele secției de box feminin ale Clubului Sportiv Municipal Zalău? Când m-am angajat în 2018, înainte n-am lucrat cu fete, doar cu băieți. Am început la Șimleu Silvaniei, ele două sunt cele care m-au convins să lucrez cu fete. Ele au început la Șimleu Silvaniei, am văzut, o dorință, o determinare, Diana nici nu era competițională atunci, încă era înainte de primul an de cadeți și am dus-o cu noi în deplasare ca să se obișnuiască cu competițiile, că le simți. E primul an atunci, avea 3 luni de box și campiona României. Margareta, mă refer, și campiona României la cadeți. Și atunci totuși mi-am văzut în fetele astea că își doresc ceva, am muncit pe viitor, am văzut că sunt mult mai serioase ca și băieții, care băieții la vârsta lor au chef de umblat în oraș și făcut probleme. Bineînțeles, avem și băieți suficienți. În 2018 am participat cu 11 fete, atunci au luat, cred că, vreo 6-7 medalii. În 2019 am participat cu 14 și au luat vreo 8-9 medalii. Anul trecut, cu pandemia, acum și cu testările și cu probleme, s-au participat doar cu 8 fete. Atunci, la fel, ele doar au fost campioanele, dar au fost mai multe finaliste. La începutul anului, ca și obiectiv, în boxul feminin am crezut că o să participăm cu mai multe. Dar nu au progresat toate cum ne-am fi dorit. Au fost câteva care nici nu le-am mai legitimat, că am considerat că nu îs pentru perspectivă să putem fi mândri în colțul ringului că sportivii noștri. În jurul lor, lui Diana și lui Margareta, se formează o echipă în boxul ăsta feminin și încerc să fac o competiție de ele în care să-și dorească toate să fie campioane, nu să formează un conflict sau ceva. Bineînțeles, mai avem și conflicte, că sunt fete, n-avem ce zice, dar cred că anul viitor o să fie mai strălucit ca și ăsta. În boxul feminin, mă refer. Bineînțeles și masculin. Excepțional. Noi ne bucurăm deocamdată, permiteți-ne să ne bucurăm cu toții pentru aceste rezultate deosebite ale fetelor de aur, cum îmi place mie să le spun, pentru că așa sunt atâta timp cât au strălucit la propriu pe podium la campionatul național. Spuneți-ne, vă rog, domnule antrenor Adrian Popuțea, ce urmează? Pentru cele două, având în vedere că anul ăsta au trecut campionatul european, e o perioadă de tranziție ca și tot locutul feminin, după care anul ăsta nu o să mai aibă lotul feminin, doar vreo 2-3 meciuri și acum încep să mă axez mai mult pe partea de băieți. O să avem chiar săptămâna viitoare 2 meciuri, unul la Baia Mare și unul la Oradea. Aici am făcut o selecție, având în vedere că Cupa României organizată la Zalău am avut 8 juniori, am considerat că la campionat să mergem cu 2, după aia am lărgit lotul că a demonstrat încă unul cu 3. Și o să pregătim cei 3 juniori, Pop Mario,
Pop Vlad și Tare Cristian, care vrem să facem mai multe meciuri și, bineînțeles, să reușim să luăm și medalii. La nivel de cadeți avem 3 cadeți foarte buni. Am luat și 2 medalii la Cupa României anul ăsta. Avem Grama Rareș, un sportiv foarte serios, singurul care se poate bate cu Margareta sub 60 de kg în sală, care este bate pe tăți. Boxa, să nu spunem. Sună frumos, adică singurul care se poate bate cu Margareta. Este mai curajos și mai, se pare că mai tehnic, mai bine antrenat, mai talentat. Da, mai avem un băiat câmpianu, Alexandru, care a început boxul anul ăsta ianuarie, dar la Cupa România am reușit o medalie și cred că putem ieși și campion național. Cel mai talentat băiat, vorbim de boxul masculin, cel mai talentat pe care am reușit să pun mâna de când a intrat în sala de box. Și mai avem fratele Dianei, acum te jonglăm cu categoriile între el și câmpeanu, unul face 72, unul 75, da? Sunt creștere, cresc, poate până la campionat ori face 80. Să vedem care fratele Dianei a reușit medalie la Cupa României în acest an. La nivel de tineret a trecut campionatul masculin, n-am reușit medalia acolo cu Chiș. Și urmează campionatul național de seniori, unde avem Magda și Paul, deocamdată un singur senior, și Under 22, 18-22 de ani, tot seniori. Aici consider că putem lua o medalie sau două medalii, să vedem cum merge parcursul. Revenind la cadeți, care îmi pun cele mai mari speranțe, și aici putem aduce 3 titluri de campion sau poate putem să nu vin cu nicio medalie. Totul constă în ce meciuri reușim să facem în perioada următoare și antrenamente și să vedem cât copiii chiar sunt serioși. Am reușit cât de cât din sală să elimin pe cei care ne creează probleme sau cei care nu putem munci și atunci s-a format cât de cât o echipă mai serioasă și pe lângă cadeți și juniori și cred că la sfârșitul anului o să ne mândrim cu numărul de medalii. Cred că în sport, așa cum spuneați, este extrem de important să poți să faci o analiză obiectivă din toate punctele de vedere și, după cum spuneați, să eliminați din sală acele elemente care pot dăuna performanței până la urmă, pentru că toți cei care merg acolo și care fac sacrificii sunt cu gândul, evident, la performanță. Spune-ne, te rog, Diana, ce vârstă are fratele tău și dacă îi dai, știu eu, sfaturi? Fratele meu are 13 ani și, da, când mă duc acasă, ne mai uităm la meciuri împreună sau facem antrenamente împreună. Nu fac antrenamente. Diana merge și aleargă, el să joacă cu prunci pe stradă. Zi adevărul. Nu iau câteodată și pe el cu mine la antrenamente când vrea. Deci când vrea și te străduiești să insufli și lui acest spirit de competiție, adică hai să tragem un pic mai tare pentru că iată, uite, sora mea este de aur. Hai să văd și eu ce pot să fac. Ce crezi? Reușești? Încă lucrez la asta, încerc să îl aduc lângă mine, să zic așa. Își dorește și el să vină aici la liceu sportiv, dar i-am zis că dacă nu muncește, nu o să poată veni. Nu. Eu și când mă duc acasă încerc să explic anumite greșeli pe care le faci, încerc să-l corectez, dar se enervează că de ce-l corectez eu pe el, că cine sunt eu. Da. Păi până una alta, cine ești tu? Tu ești campioană națională, deci cred că ar trebui să înțeleagă foarte clar acest lucru. Eventual, știu eu, fă-i o poză cu medalia, cu ultima cucerită, înrămează eu și atunci va înțelege foarte bine cine ești tu. Da, este, iată, și o poveste în sânul familiei care, sigur că ar fi bine să se finalizeze fericit și ar fi bine ca și fratele Dianei să ne bucure cu o poziție bună pe podium, indiferent care ar fi ea, doar să fie pe podium, pentru că până la urmă acolo se reflectă cel mai bine și mai bine munca sportivilor. Doamnelor și domnilor, eu le mulțumesc participanților în emisiune, domnului Adrian Popuța și fetelor noastre de aur, pentru că au venit să ne destăinuiască cum s-a petrecut acest campionat național
Și le doresc, în primul și în primul rând, să fie recunoscute și respectate pentru munca pe care au depus-o, pentru că sunt campioane naționale. Acestea ne sunt fetele de aur. Haideți să le aplaudăm, domnule antrenor, pentru că chiar merită aplauzele noastre. Felicitări! Cu acestea, doamnelor și domnilor, vă spunem rămas bun. Până data viitoare, numai bine!